Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Educația Economico-Financiară. În minutele următoare, vă propun să descoperim împreună ce rol au riscurile în viața noastră financiară și respectiv care este corelația acestora cu recompensa. Pentru început, vom menționa care sunt cele două riscuri foarte importante. Pierderile financiare pe care un individ le poate avea, respectiv riscul inerent reprezentat de produsele financiare. Pentru început, vom prezenta riscul ratelor de dobândă. Pentru creditul de consum, atunci când ratele de dobândă cresc, plata lunară într-un credit cu rată flotantă, cu rată variabilă, se majorează. Riscul valutar este un risc ce însoțește creditul ipotecar. Când valuta locală se depreciază, plata lunară pentru un credit acordat în valută străină crește. Riscul de piață. Pentru investițiile în imobiliare, respectiv în acțiuni, valoarea investițiilor scade când sunt schimbări economice sau se micșorează cererea. Riscul legat de inflație este asociat depozitului bancar. Când inflația depășește randamentul obținut, valoarea acestuia se depreciază. Riscul legat de taxe și impozite este asociat rolului pe care îl are statul în economie. Iată și trei măsuri de diminuare a riscurilor. Persoana trebuie să analizeze tendințele economice, inclusiv perspectivele inflației, să studieze minuțios contractele ca să cunoască ce penalități va avea și să acumuleze economii din care s-a achite rata la credit. Atenție mare! Nu este indicat să acceseze produse persoanele care nu corespund situației financiare potrivite. Vă spun la revedere și vă doresc mult succes în viață!